Dar Ciancioros este un leu. Dar este un leu foarte pragmatic, are un leu în Capricorn, ceea ce îl face foarte serios, foarte responsabil și genul de om care construiește. Adică vrea să iasă și în față, vrea, de fapt a făcut lucrul ăsta de-a lungul timpului, însă este și foarte serios, foarte responsabil, adică nu se dă la o parte, nu o să fie genul de om care o să iasă doar să vorbească, ci mai întâi va sta să calculeze foarte bine toate lucrurile, nu face niciun lucru până nu are totul foarte bine construit și stabilit. Bravo. Și dacă e să ne gândim foarte bine, dumnealui se potrivește cu harta României. E bine, dacă e să mă întrebați, dintre toți prim-ministrii din ultimul timp, domnul Dacian Cioloș chiar se potrivește. Că va sta poate mai puțin. N-ai dat o veste bună. Dar chiar cred că va mișca puțin pe harta României niște lucruri.